Ți-ar plăcea să vezi de aproape ce fac toată ziua puii de urs? Să știi că ai această posibilitate online. Organizația non-profit Worldwide Fund for Nature România a creat Bearflix. Este primul serviciu de streaming care îți permite să vezi urși în mediul lor natural. În munții Hășmaș, cei de la WWF au construit centrul de reabilitate Bear Again, unic în Europa, unde acum sunt 27 de ursuleți orfani. Alina Moldovan s-a ocupat de platformă și îți spune că poți alege între trei tipuri de abonament de 5, 10 și 20 de dolari. Bearflix are deja 300 de abonați din toată lumea. Este free, nu este deloc condiționat de aceste abonamente. Noi, practic, doar încurajăm oamenii să plătească abonamentele pentru a putea susține puii de la orfelinat. Procesul de reabilitare este de 2 ani, deci, practic, în fiecare an acolo avem două generații. Datorită defrișărilor, ursoaica se sperie de la drujbe sau deranjului de la bârlog, fuge, iar ei nu pot ține pasul. Din 2004, organizația a reușit să salveze peste 150 de ursuleți. Irina Stănescu are 36 de ani și a fost printre primii abonați pe platforma Bearflix. Îți spune că a fost mișcată de povestea tragică a ursului Arthur, dar și a altora. Sunt imagini foarte distractive. Na, ursuleții știm că sunt foarte haioși în aproape orice fac. Am văzut în ultimii ani urși care au murit fără nicio formă de ajutor în mijlocul străzii, înconjurați de mai multe autorități care ar trebui să aibă grijă de ei. Orfelinatul de urși ne dă exact ce căutăm când ne strigăm indignarea. Ultima statistică oficială arată că în România avem aproximativ 7.000 de urși, iar cei mai mulți sunt în Harghita, Covasna și Brașov. Țara noastră are în jur de 7 milioane de hectare de pădure. Marea problemă nu este suprapopularea, ci faptul că nu au fost implementate măsuri de prevenție pentru ca urșii să nu atace.